De ce Colegiul Național Constantin Carabela este o oportunitate, nu doar o opțiune? În cei aproape 85 de ani de funcționare ca liceu teoretic, în centrul preocupărilor școlii a fost asigurarea unei educații de calitate, menite să conducă la succesul academic al elevilor noștri, contribuind la formarea numeroase generații de specialiști. Peste 91% din absolvenții școlii promoția 2020 au fost admiși în învățământul universitar pentru a deveni ingineri, profesori, medici, economiști, arhitecți, diplomați sau jurnaliști. Rezultatele elevilor la examenele naționale sunt foarte bune. În 2020, 100% a fost procentul de promovare examenului de evaluare națională pentru clasa 8-a și 99,41% în prima sesiune, respectiv 100% în cea de-a doua sesiune, procentele de promovare a examenului de bacalaureat. Rezultatele admiterii computerizate au evidențiat interesul elevilor pentru oferta educațională a colegiului nostru. 9,38, ultima medie la specializarea matematică-informatică. 9,24, ultima medie la specializarea științe ale naturii. 8,98, ultima medie la specializarea filologie. Locul întâi în ierarhia la nivel județean cu cele mai mari medii de admitere la specializarea matematică-informatică, medii între 10 și 9,38, și locul al doilea la specializarea științe ale naturii. Fiind Colegiu Național, planul de școlarizare include o clasă a 5-a de 26 de locuri. În iunie 2020, la testarea pentru selecția clasei a 5-a au participat 67 de elevi, mediile de admitere fiind între 10 și 7,95. Testarea s-a realizat cu respectarea regulamentului specific și a procedurii operaționale numărul 49 referitoare la respectarea măsurilor de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2. Calitatea activității de cooperare europeană a fost recunoscută la nivel național prin acordarea certificatelor de școală europeană în 2008, 2011 și 2018, respectiv a titlului școalei Twinning în 2018 și 2019. Dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor reprezintă o prioritate în politica educațională a colegiului nostru. În prezent sunt în derulare două proiecte eTwinning și două proiecte Erasmus+, încă un pas spre școala inteligentă cu STEAM, un proiect de mobilitate școlară pentru amenajarea unui STEAM Lab în incinta colegiului și Becoming a Peace School, un proiect de parteneriat strategic pentru inovare, coordonat de o asociație profesională din Marea Britanie, școala noastră fiind coordonator regional. Pasiunea pentru informatică și robotica elevilor este valorificată și valorizată în cadrul Clubului de Robotică înființat în 2017, ca parte a parteneriatului strategic RoboticsOn. Menționăm cele mai importante realizări ale elevilor Clubului de Robotică al școlii. Premiile au fost obținute la concursul BRD First Tech Challenge Romania, la care elevii trebuie să construiască roboți diferiți. În 2021, la etapa regională a competiției, echipa RO45 Phantom Robotics a obținut premiul întâi, Control Award, iar echipa RO92 Under Construction premiul 3 la Think Award. Iată de ce Colegiul Național Constantin Carabela este o oportunitate, nu doar o opțiune.